Bun găsit, dragi telespectatori, suntem la emisiunea Lumina Căștinului, o ediție specială astăzi, dintr-un cadru special, după cum bine vedeți. Sunt Alexandra Cojan și mă bucur să fiu alături de părintele Adrian Blăjuță. de aceste emisiuni în mod obișnuit, dar de data aceasta, în calitate de invitat, și în calitate de coordonator al radioului Diecezei de Iași, RCSFM, un radio care va fi lansat la data de 19 martie, eveniment despre care dorim să discutăm în ediția de astăzi. Bun găsit, Părinte Adrian! Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, stimați telespectatori! Într-adevăr, este un eveniment deosebit, un eveniment de suflet așteptat de mult timp, de mulți oameni și atât că, așa cum deja a emitit pe 19 martie, se va lansa oficial RCS FM, radioul Diecezei Romano-Catolice de Iași. Să vedem în ce context se naște Radio RCS pentru că nu avem informații că dorința este undeva mai în, în Așa este această dorință, acest vis al unui radio pentru Dieceza Romano-Catolică de Iași. E deja de după acești zori ai libertății, când se dorea ca vestea cea bună, cuvântul lui Dumnezeu să fie răspândit în toate casele, nu doar la biserică, dar să fie oamenii însoțiți și acasă. Și știm că radioul a fost și rămâne în continuare unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare și deja preasfințitul Petru Gergel în anii 90, în anul 1998, împreună cu o echipă, a încercat să realizeze un radio, avea și un nume, Radio Gloria, dar timpurile atunci n-au fost prielnice pentru realizarea acestui vis și a rămas întotdeauna această dorință ca în Dieceza Romano-Catolică, de iași să fie un radio, un radio care să se adreseze în mod special către credincioșii Romano-Catolici, dar să nu fie doar închis pentru aceștia, pentru că, așa cum vom vedea și vom discuta în cadrul acestei emisiuni, radioul e deschis pentru toți, pentru că este un radio. Religios, cultural. Încercăm să hrănim și inima, și mintea, și spiritualitatea, iată, să se dezvolte în, în sufletele oamenilor. O, zicem, dezvoltare integrală. Dar, între timp, ne apropiem de acești ani, a venit și Papa Francisc în mijlocul nostru și ne-am dat seama că putem să facem mai mult împreună și să inițiem acest proiect. S-a format o echipă. De oameni care au lucrat și lucrăm în mijloacele de comunicare socială și, bineînțeles, avem experiența radioului și a celorlalte mijloace de comunicare, și de aceea am spus că trebuie să facem și să punem în aplicare această dorință de a avea un radio. Și uh, iată ne deja și în preajma lansării oficiale. Dar în ce mod a influențat, uh, iată, grăbirea acestor pași pentru lansarea radioului FM, contextul în care, iată, deja de mai bine de un an ne aflăm, pandemia și faptul că a trebuit să învățăm să stăm poate departe unii de ceilalți, a trebuit să învățăm să stăm fără participarea fizică la Sfânta Liturghie, a influențat. Dacă o pandemie, o astfel de situație provoacă atâta suferință, dintr-un punct de vedere putem să spunem că această pandemie ne-a ajutat să conștientizăm mai bine nevoile oamenilor, credincioșilor, pentru că ei au nevoie să fie însoțiți. Ne-am dat seama anul trecut, mai ales în starea de urgență, când oamenii nu puteau participa la Sfânta Liturghie, când oamenii parcă. Simțeau această frică și aveau nevoie de ceva mai mult. Atunci ne-am gândit, ne-am organizat și la nivelul episcopiei de iași, am achiziționat o tehnică nouă pentru transmisiunile din catedrala noastră: camere noi și am luat legătura chiar nu doar transmițând liturghiile și programele din catedrala noastră online pe internet, dar am luat legătura și cu televiziuni pentru ca să transmitem măcar această rugăciune care este cea mai importantă, Sfânta Liturghie, apoi Rozariul și Calea Sfintei Cruci, că de fapt acum un an în urmă se întâmpla această situație și ne-am dat seama că e nevoie de ceva mai mult, și atunci am început să ne organizăm și să urgentăm acest plan al radioului. Am realizat și o asociație ca să fie cumva umbrela a ceea ce se întâmplă în Dieceza Romano-Catolică de Iași în ceea ce privește mijloacele de comunicare socială. Și în statutul acestei asociații era și este trecut frumos acolo realizarea și transmisiunea emisiunilor radio, dar și TV. Pentru că, cine știe, poate în curând vom avea și o astfel de uh, posibilitate prin intermediul televiziunii. Și uh, a trecut timpul, uh, a fost mult de muncă, uh, au trebuit să fie uh, dialoguri, uh, scrisori oficiale, uh, discuții, achiziționarea unei tehnici, pentru că avem o tehnică destul de modernă, pentru că ne dorim să fie un radio, uh, să zicem, cu o tehnică potrivită pentru ceea ce vrem noi să transmitem, aș spune, unii. <hie> pentru că e important uh, ca uh, radioul diecezie Romano Catolice de Iași să se ridice la înălțimea așteptărilor, bineînțeles uh, prin tehnica pe care o are, dar mai ales prin conținutul emisiunilor, uh, a ceea ce vrem să transmitem a mesajului, pentru că acesta este cel mai important. Și referitor la acest uh... Conținut pe care îl va avea Radio RCSFM. Iată, deja din ce ne-ați spus mai devreme, deducem faptul că Sfânta Liturghie va fi la loc de cinste și această parte, să spunem, celebrativă, partea de rugăciune, dar vorbeați și de o dezvoltare integrală a viitorului ascultător RCSFM, așadar, cu siguranță vor fi și alte tipuri de programe, de emisiuni cu care îi vom aștepta pe ascultătorii noștri. În principal e vorba de Sfânta Liturghie și aceste rugăciuni care știm că sunt foarte importante pentru toți. Mai știm că aceste rugăciuni sunt cel mai bine trăite în biserică, în comunitate. Sfânta Liturghie acolo, se trăiește cu adevărat în comuniune unii cu ceilalți. Unii nu pot să participe în biserică la Sfânta Liturghie, și măcar prin mijloacele de comunicare, prin televiziune, prin radio, pot să guste din această frumusețe a celebrării Sfintei Liturghii, rugăciunea supremă a noastră. Dar, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine, despre importanța sfintei liturghii, importanța sacramentelor. Iată este și această parte catehetică. Noi vom ajuta pe oameni, încercăm să i ajutăm să înțeleagă cât este de importantă participarea la sfânta liturghie și chiar să meargă mai mult, poate la sfânta liturghie, dar Aminteam deja că vrem să fie și o formare catehetică, o formare spirituală, o formare intelectuală, o formare uh, care să privească întregul, uh, întreaga viață a, a omului, și de aceea noi am structurat uh, grila RCSFM tocmai uh, după așteptările pe care credem că le are viitorul ascultător al acestui radio și uh, am uh, făcut tocmai. Uh, un program cât mai diversificat cu diferite teme. Din zona biblică, din zona liturgică, avem emisiuni pentru familii, emisiuni pentru copii, pentru tineri, pentru ca să ajungem la toți și să le oferim ceea ce credem noi că au nevoie ascultătorii noștri. Și bineînțeles, avem în vedere pe toți cei care ne vor asculta, nu doar catolici cu siguranță și alții pot să găsească o mângâiere, un cuvânt de speranță, de încurajare la radio RCS FM. Pentru că se dorește a fi un radio de suflet pentru suflet, așadar cred orice om, orice viitor ascultător poate găsi ceva pentru sufletul lui, ceva din tot acest program. De ce însă RCS FM și sloganul cu care vine acest radio, Mereu împreună cu tine? Aș începe deja cu acest slogan, Mereu împreună cu tine, e de fapt muștenirea. Pe care noi am luat-o de la Sfântul Părinte, Papa Francisc, cel care ne-a vizitat țara și a mers sub acest slogan: Să mergem împreună. Și noi am zis să continuăm această dorință a Sfântului Părinte de a fi împreună, de a fi mereu împreună cu ascultătorii noștri și prin acest mijloc de comunicare. Și vrem să fim împreună, într-adevăr să i însoțim pe cei care ne ascultă, să le umplem casa, pentru că știm că unii poate sunt singuri acasă, poate copiii sunt plecați în străinătate, poate nu le deschide nimeni ușa și... Uh, și pentru aceștia vrem să le fim însoțitori, vrem să le fim aproape, vrem să le mângâiem poate bătrânețile, suferința, dar și pentru cei care, sigur, sunt în putere și au nevoie de uh, încurajare și de uh, acele cuvinte care să-i ajute să crească, spiritual și uman și intelectual, dar uh, când vorbim despre RCSFM, uh, sigur că unii uh, s-au întrebat de ce, Așa cum Acest ce, ce, ce înseamnă? Pot să spun deja că e vorba de prescurtarea, e un acronim al denumirii episcopiei noastre, Episcopia Romano-Catolică de Iași. La întâlnirile noastre, la 19 octombrie anul trecut, a fost o întâlnire cu peste 50 de persoane, colaboratori, preasfințiții noștri, preasânțitul. Iosif Pouleț, episcop de Iași, preasfințitul Petru Gergel. A fost o întâlnire atunci când am pus noi la cale cam ce se va întâmpla cu radioul nostru. Am dat drumul oficial la acest proiect și atunci am discutat despre nume. Au fost mai multe nume, Angelus FM, Mater FM, diferite nume, dar a venit și această idee de ce să nu spunem noi Ercis FM, pentru că deja oamenii s-au apropiat de Ercis Media sub umbrela căreia, da, a fost această transmisiune a Sfintelor liturghii din catedrală. Zi de zi oamenii au putut să urmărească sfânta liturghie din catedrala din Iași, transmisiunile speciale pe care le-am făcut din diferite locuri din dieceza noastră, evenimentele speciale pe care le-am transmis. Apoi este și site-ul oficial al episcopiei de Iași, ercis.ro, de unde deja cu toții știm din dieceză, dar și în afara diecezei vin oamenii, deschid acest site și își au informațiile, nu doar din dieceza de Iași, dar putem să spunem că oferim informații din viața Bisericii Universale. De aceea am considerat că ERCIS este la inima oamenilor și uh, deja a devenit un brand. Și de aceea vrem să continuăm sub acest nume uh, proiectul nostru ERCIS FM. Se va lansa, spuneam și mai devreme, RGSFM pe data de 19 martie, o zi nu întâmplător aleasă. Le spunem însă celor de acasă că pentru început RGSFM va emite online, așadar unde și cum poate fi sau va putea fi ascultat RGSFM și apoi de ce 19 martie? Bineînțeles, întrebarea este pe ce frecvență, nu? No? Se va auzi radio. Radio ar trebui să se aude pe Frecvențe, dar astăzi ne dăm seama cât de important este internetul, cât de dezvoltat este, câte persoane au acces la internet, și deja putem să ne gândim că acest radio se poate auzi în toată lumea, nu doar într-o localitate unde este o frecvență radio sau alta. E adevărat, ne dorim să ajungem în cel puțin toate comunitățile din dieceza romano-catolică de Iași, să ne auzim în toată Moldova. Și noi credem că ne vom auzi la radio în toată Moldova. Deocamdată așteptăm și concursul care se va face la... Consiliul Național al Audiovizualului, pentru că orice frecvență în, în România se oferă se primește doar în urma unui concurs. Noi sperăm și invităm și chiar vă rugăm, dragi privitori, cei care doriți să ne susțineți, puteți să ne susțineți și prin rugăciune, pentru că demersurile noastre sunt multe demersuri pe care le facem în această perioadă, ca să se audă acest radio și în eter să se audă și prin radioul nostru pe care îl avem în casele noastre. Dar până atunci, pe 19 martie, se va lansa RCSFM pe internet. Va fi o pagină oficială, un site, rcsfm.ro. De acolo se poate asculta radio RCSFM, dar pot fi descărcate și aplicațiile pentru celular, pentru mobil atât pentru Android, cât și pentru iPhone. Pentru că acolo este o aplicație gratis, se instalează pe telefon și de acolo puteți să ascultați mereu acest radio chiar și cu ecranul oprit. Va fi posibilitatea ascultării radioului chiar și pe pagina Facebook rcsfm.ro care deja este lansată, și acolo va fi un player unde se va putea asculta în continuu. Iată, la început va fi pe internet, este adevărat, dar ne dorim ca să se audă RCSFM în toate radiourile, cel puțin din, din Moldova. Amintiți de pagina de Facebook Radio RCSFM și pentru cine a avut curiozitatea, sperăm și dintre cei care ne urmăresc acum să aprecieze sau să urmărească această pagină. Deja de zilele trecute, de când a fost lansată această pagină, am început să vadă chipuri, chipurile aceste microfoane pe care le vedem și noi în, în imagine. Cine sunt acestea? Pe cine vom asculta la microfoanele RCSFM? Cine vor fi colaboratorii? Pentru că știm că există, să spunem, o echipă restrânsă, dar și o echipă lărgită, o redacție mai mare. Bineînțeles, în spatele a ceea ce se va transmite, va fi o echipă. Iată, și noi facem parte din această echipă restrânsă, da, care vom asigura tehnic, dar și prin emisiunile pe care, speciale pe care le vom realiza. E o echipă, așa de inimoasă, mă bucur că suntem împreună și că deja vedem că se aranjează această echipă, se coagulează, se întărește. Și uh, trebuie să oferim acest suport uh, tehnic, uh, dar și uh, prin experiența pe care cumva uh, am dobândit-o de-a lungul timpului. Sunt uh, oameni care au uh, avut legătură cu radioul și cu uh, ceea ce înseamnă radioul, și asta este un, uh, un lucru foarte, foarte important, dar uh, n-am putea să facem aceste emisiuni, n-am putea să acoperim această grilă fără colegii noștri din echipa lărgită colaboratorii noștri care nu sunt doar preoți, da? sunt preoți, sunt persoane consacrate, dar sunt și laici care își dau aportul pentru a acoperi această grilă și pentru a veni cu experiența lor. Pentru că sunt preoți cu uh, o experiență în anumite domenii. Sunt laici, iarăși, medici, uh, sunt uh, uh, oameni care excelează în domeniul lor și ne oferă din experiența pe care, pe care o au. Și ne bucurăm tocmai de deschiderea și disponibilitatea lor. Chiar uh, am rămas impresionați. Uh, de această uh, disponibilitate și deschidere pentru uh, ca experiența lor, talanții pe care i-au primit uh, de la Dumnezeu să fie împărțiți. Să fie împărțiți și pe această cale a radioului, prin mijloacele de comunicare și ne oferă această posibilitate tocmai uh, RCSFM. Echipă sau întâlnire de redacție lărgită care a avut loc chiar la începutul acestei luni, a avut loc la data de 2 martie, dacă nu mă înșel, marți, o întâlnire cu toți colaboratorii. Pentru a organiza, dar și pentru a uh, lua contact cu noile studiouri. A fost și, să spunem, o zi a porților deschise, dar deschise pentru echipa lărgită. Uh, ce ne spuneți despre, iată, locul uh, în care ne aflăm și diferitele uh, studiouri, redacții care au fost amenajate special pentru RCSFM? Ne-am dorit să avem un centru mare un și ne dorim să facem să realizăm în timp un centru media unde să ne desfășurăm așa cum ar trebui și studiourile și tot, toate proiectele pe care le avem că sunt multe sub asociația Presa Bună, sunt mai multe proiecte pe care le derulăm. Nu intrăm acum în detalii și că nu avem uh, timp, poate o să găsim un, un moment uh, special pentru asta. Ne aflăm la demisolul Catedralei Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași am luat aceste spații prin bunăvoința preasfințitului nostru, prin bunăvoința Părintelui Paroh de aici, de la Iași am creat acest studio din care transmitem această ediție specială. Apoi am realizat și câteva redacții pentru că e important ca cei care vin și lucrează aici să aibă un spațiu în care să lucreze. Apoi am făcut și câteva cabine de montaj pentru că iarăși e nevoie să fie un spațiu în care să se înregistreze emisiunile înregistrate. Sigur, acesta e un spațiu, spunem noi, primitor. Vor avea cei care vor dori să, să vină și să viziteze. Vom avea și porți deschise. Îi vom invita pe toți cei care doresc să vină să, să ne viziteze, pentru că vrem să fie un loc deschis, un loc familial, familiar cu cei care uh, vor uh, dori să uh, intre și să vadă unde lucrăm, de unde transmitem noi și va fi posibil acest lucru. N-a fost ușor, a fost mult timp uh, necesar pentru a uh, face ceea ce am uh, făcut, uh, și costisitor, foarte costisitor, e adevărat, uh, și bineînțeles. Uh, N-am apelat așa mult la generozitatea credincioșilor a oamenilor. Pe viitor sigur vom insista, vom cere sprijinul pentru că să duci un astfel de radio, să emiți, să funcționezi, îți trebuie fonduri și multe fonduri. Dar credem că oamenii apropiindu-se, atașându-se de radio RCS FM vor veni cu darul lor, ne vor susține pentru că Împreună putem să facem mai mult și mereu împreună cu tine. Noi vom fi de aici, de la RCSFM, împreună cu voi, cu dumneavoastră, dragi telespectatori, și suntem convinși că și dumneavoastră veți fi alături de noi în proiectele noastre, cu susținerea, în primul rând, ceea ce am și spus, cu rugăciunea. Avem nevoie de acest sprijin, dar și financiar. Cu siguranță această generozitate o vom vedea pe măsură ce vom începe efectiv să ascultăm programele CSFM, să le îndrăgim, să-i îndrăgim poate pe realizatorii unuia sau altuia dintre programe, a uneia sau alteia dintre emisiuni. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Spuneam că vom lansa radioul pe 19 martie o zi specială. De ce 19 martie și um, cum va continua, să spunem așa, legătura cu această zi? Sau mai bine zis cu Sfântul pe care îl comemorăm în această zi. E adevărat, 19 martie e această solemnitate a Sfântului Iosif, Tatăl purtător de grijă a lui Isus, soțul Sfinte Fecioare Maria, este protectorul Bisericii Universale, da? Și mai ales că anul acesta e un an special dedicat Sfântului Iosif, pentru că Sfântul Părinte, Papa Francisc, a pus sub ocrotirea Sfântului Iosif acest an pastoral în care ne aflăm. Și în anul acesta, iată, se lansează și SFM, Și ne-am gândit, noi am stat și ne-am gândit când ar fi cel mai potrivit să lansăm acest post și ne-am gândit imediat că este o oportunitate ca tocmai în solenitatea Sfântului Iosif să lansăm RCSFM. Punem radioul nostru sub ocrotirea, sub protecția Sfântului Iosif. Uh, îl rugăm pe el să ne însoțească, chiar dacă îl știm, Sfântul Iosif este un om al tăcerii, n-a vorbit prea mult, și el, dacă ar fi astăzi, nu știu dacă ar, ar ar, ar, dacă ar vorbi la microfon sau la radio, dar protecția, iubirea paternă pe care a avut-o față de Isus Hristos, față de Sfânta Fecioară Maria, ca un soț iubitor, cu siguranță ne va ocroti și pe noi, pentru că avem nevoie de sprijinul Său. Și noi vom pune, așa cum face și Papa Francisc, acele rugăciuni ale noastre sub Sfântul Iosif, cel care poate uneori am impresia că doarme, da. dar el e alături și vechează. Așa cum cu siguranță vom fi ocrotiți, pentru că nu este doar un proiect al nostru, uman, ceea ce trebuie să avem în vedere, să nu uităm că singur nu putem reuși ne îndreptăm spre Bunul Dumnezeu prin protecția Sfântului Iosif și știm că de la el putem să primim acea forță, acele idei, acea sensibilitate, acea inspirație necesare pentru a realiza împreună acest radio. Nu singur, nu reușim singuri, avem nevoie unii de alții, noi echipa aceasta restrânsă cu echipa mare cu ascultătorii noștri și deasupra noastră protecția bunului Dumnezeu. Sfântul Iosif a fost un om altă ceri dar a fost și un om al ascultării. Știm daul Mariei, dar știm și daul Sfântului Iosif și de fiecare dată când dormea sau în momentele, să spunem, pe care Biblia ni le amintește din timpul somnului, asculta glasul Domnului prin Îngerul care îi se arăta și era acel da cu care el Imediat de cum se trezea, acționa. Deci, cred că și acest a asculta ne, ne ajută să privim radioul RCSFM din acest punct de vedere. Să le reamintim celor de acasă, așadar, pe finalul ediției de astăzi, cum ne, putem, cum ne pot asculta, unde ne pot urmări și de unde își pot lua și alte informații despre radio RCSFM. Bineînțeles, în primul rând, îi sfătuim să dea un like pe pagina Facebook a radioului RCSFM și acolo cu siguranță vor fi ținuți la curent cu toate informațiile noi pe care le vom oferi, dar este și pagina oficială a radioului rcsfm.ro și aplicațiile mobile care pot fi descărcate chiar prin intermediul acestei pagini rcsfm.ro, atât pentru Android, cât și pentru iPhone. Pentru telefoanele noastre, și uh, puteți să rămâneți în legătură cu noi. Deja, în preajma zile de 19 martie, vom lansa aceste platforme pentru ca deja să puteți să ascultați, începând cu ora 5 dimineața, când dăm drumul la programul RCSFM, să puteți să fiți în legătură directă cu noi și să urmăriți programul special pe care l-am pregătit uh, pentru ziua de 19 martie în solemnitatea Sfântului Iosif, ziua în care noi vom lansa oficial RCSFM, într-un mod special și prin Sfânta Liturghie care se va celebra seara la ora 18 în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina din Aș, după care Preasfințitul Iosif Păuleț va veni și va binecuvânta, va sfinți aceste studiouri, acest loc de Muncă și de transmiterea a Cuvântului Divin, și cu siguranță să începem cât mai frumos acest proiect RCSFM. Părinte Adrian, atât în numele echipei, cât și în numele viitorilor ascultători, vă dorim mult succes, mult har de la Domnul și binecuvântare. Ați amintit și foarte bine le reamintim celor de acasă. Este un proiect nu doar al nostru uman, este un proiect pe care îl punem sub binecuvântarea și o ocrotirea Bunului Dumnezeu, pentru că El este în centru, tocmai de aceea îl avem și aici alături de noi în acest timp binecuvântat al postului mare. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să moderez acea această ediție specială în care am, uh, iată, am încercat să fim uh, din ce în ce mai aproape de viitorii ascultători ai RCSFM. Îi salutăm pe cei de acasă și le mulțumim că ne-au urmărit, dorindu-le în continuare o zi frumoasă!